Căderea noastră a început în momentul în care sufletul s-a rupt de Dumnezeu, s-a îndepărtat de El și a început să trăiască în întuneric. Dar stăpânitorul întunericului este Satana, împreună cu duhurile rele. Aceștia ne-au și schimbat direcția, ducându-ne pe o cale greșită. Noi ne-am rupt de bunăvoie de Dumnezeu și de aceea suferim. Noi L-am pierdut pe Dumnezeu, nu El pe noi. Lumea este asemenea unui râu pe care plutește un șlep împotriva curentului apei. Pe acest șlep sunt oameni care beau, se distrează, râd, dansează, cântă și duc o viață petrecăreață. Acest șlep este tras de chingă de către bărbații edecari. Astfel și lumea există datorită rugăciunilor bisericii. Și, deși foarte mulți dintre acești edecari sunt sleiți de putere din cauza greutății șlepului, totuși trag de el. Căci, dacă Doamne ferește l-ar scăpa, el ar lua-o pe cursul apei în jos și s-ar sparge de pietre, iar toți rătăciții ar pieri. Repet, lumea e ținută de rugăciunile bisericii. Sfinții se roagă pentru întreaga lume, iar oamenii de pe șlep din lume sunt cei care s-au lăsat pradă patimilor, drogurile, băutura, desfrâul. Ei au uitat că trăiesc pe pământ și că deasupra lui se află Dumnezeu care l-a creat. Au uitat că există raiul și iadul cu chinurile lui veșnice. Noi nu ne gândim deloc la toate acestea, însă lumea mai există datorită milei dumnezeiești, pentru că Dumnezeu se îngrijește de acest șlep. În Grecia, pe Sfântul Munte Athos sunt 20 de mănăstiri, dintre care 17 sunt grecești, una bulgară, una sârbă și una rusească. Toți călugării se roagă pentru pace. La vremea la care noi ne culcăm, ei abia încep rugăciunea. Se roagă toată noaptea ca Dumnezeu să prelungească zilele vieții noastre, ca cei rătăciți să aibă timp de pocăință. Câți asceți sunt care se roagă toată noaptea? Apropiaților nici măcar nu-și dau seama. Asceții pot trăi chiar și în centrul capitalei și să citească toată noaptea din psaltire, să se roage pentru bunăstarea orașului, a țării și a întregii lumi. Însă pe unii ca aceștia nu-i știe decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-i trimite pe cei care se roagă pentru păcatele noastre, înseamnă că El încă ne mai dăruiește mila sa. De fiecare dintre noi depinde dacă va mai exista sau nu lumea aceasta. Când se întâmplă să cădem, trebuie să ne ridicăm și să ne pocăim, căci Dumnezeu îi primește pe toți. Există și copii neascultători. Li s-a spus odată și n-au ascultat, încât a doua oară se întâmplă același lucru. Apoi viața le va da o lecție și ei vor începe să-și ceară iertare, pentru că din voia lor ajung la necaz. Părinții, din marea lor dragoste, îi iartă, îi primesc în brațele lor și nu le mai amintesc de neascultarea lor dacă aceștia se corectează. Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi suntem fiii Lui. El așteaptă să ne pocăim și să ne îndreptăm. Și chiar dacă nu sunt atât de mulți credincioși, pentru numărul mic al celor drepți, Dumnezeu ne miluiește pe toți. De dragul celor 50, 30, 20, 10 drepți, Dumnezeu i-a promis lui Avram să nu distrugă orașele Sodoma și Gomora, dacă ar fi găsit măcar 10. Doar că Avram n-a găsit decât 4 drepți printre cei nelegiuiți și i-a scăpat de la pierzanie, iar toți păcătoșii au fost șterși de pe fața pământului.